CS Universitatea Craiova a pierdut cu scorul de 2-1 partida jucată aseară pe terenul echipei FC Botoșani în etapa 11-a din play-out-ul Ligii 1. Fără Hergelegiu și Mateiu, excluși inexplicabil din lot de către conducere chiar înainte de meci, Craiova a avut și alți absenți din cauza accidentărilor, precum Straton, Dumitraș, Iliev sau Cai, trimis la echipa a doua din motive disciplinare. În aceste condiții, gazdele au început în forță meciul și au deschis scorul relativ repede în minutul 18 în urma unui carambol în careul de 16 metri al Craiovei. Cu un Andrei Ivan șters, lipsit de inspirație, Craiova nu a contactat în atac până spre finalul partidei. Botoșenii au mai ratat în minutul 52 o ocazie imensă de gol prin Miron, care a trimis pe lângă poarta goală de la câțiva metri. Așa cum era firesc după cursul jocului, a venit și golul al doilea în minutul 61 după o incursiune rapidă pe partea stângă a lui Cabrera, finalizată cu un șut la colțul scurt. Craiova și-a mai revenit spre final și a ratat o ocazie imensă prin Nicușor Bancu în minutul 75, acesta nefiind în stare să-l învingă pe portarul gazdelor de la o distanță de 7 metri. Oltenii au reușit să reducă din handicap cu 5 minute înainte de final, când Popov a reluat în plasă cu capul în urma unui corner executat de Băluță. A fost însă prea târziu, iar Craiova rămâne la 2 puncte în spatele liderului din play-off, CSMS Iași. Pentru a mai spera la un loc de Europa League, albalbaștii trebuie să învingă trupa lui Nicolo Napoli duminică pe stadionul extensiv. Clubul SCM Craiova a anunțat astăzi că Bogdan Burcea va prelua postul de antrenor principal al echipei feminine de handbal. Tehnicianul craiovean a parafat un acord pentru preluarea echipei de handbal feminin SCM Craiova din postura de antrenor principal pentru următoarele două sezoane, 1-7-2016, 31-5-2018, se menționează într-un comunicat. Însă nu se precizează dacă antrenoarea Simona Gogârlă mai continuă la SCM Craiova, ținând cont că mai avea contract pe încă un an. Contactată de Gazeta de Sud, Simona Gogârlă a spus că nu știe nimic. Eu nu știu nimic, nu m-a anunțat nimeni nimic. Acum plec la antrenament. Știu că mai am contract un an, a spus Gogârlă. Odată cu sosirea lui Burcea, în bănie va veni și jucătoarea Cristina Zamfir, care sosește tot de la Corona Brașov și a semnat un contract valabil două sezoane.